Pe de altă parte, nu pot să spun că am o nostalgie a ce era viața literară în Ceaușescu. Am nostalgia exasperării și frumuseții voluptoase cu care noi trăiam actul cultural atunci. Atunci, cum bine știți, respiram precum peștii la copcă și fiecare fisurică în gheață, un vernisaj nou, o casetă nouă, un rol nou cu Variseciu sau cu Iordache, apariția unui Vargas Llosa pe care îl luam din depozitul de la Cartea Românească, faptul că doctorii nu voiau să primească atât cartușe de Kent, whisky și cafea Amigo, cât șogun. Făm rost de șogun, un drumul la zid. Eu când am aflat că trebuie să ne țănetăm 10 ani impozit retroactiv, că nu ne plătisem chiria nu știu cum și că am scăpat de 10 ani de impozit forfetar dând bumul și palma și drumul la zid, era ceva extraordinar. Deci, într-un fel, viața literară era altfel atunci. Dar o să-mi dădați aici de o prefață cam fatalistă, în care spun că viața literară a murit. Dar eu sper că ea să renască. Deci viața literară care era trăită atunci la niște temperaturi de o incandescență maximă. Gândiți-vă numai ce însemna un nou amorlic în viața literară. Apariția unei noi muze. Când au apărut pe scenă Ioana Crăciunescu, Denisa Comănescu, cu între Zöllner și Dinescu și când aflam că Ileana Mălăncioiu și cu Jebeleanu la Uniune, era o nebunie că Ion Bogdan Lefter și Corradu Călin Cristea și-o disputau pe Mariana Marin, toate bârfele acelea cu iubirile de la Cenaclu de luni, toată lupta între mafiile vieți și literare, ce însemna când veneau, când se luptau argeșenii cu ardelenii, cu basarabenii, cu machedonii, când venea Moldova cu Mircea Radu Iacoban, când se luptau la Cluj Mircea Zaciu și cu DRP-ul de la Tribuna, Dușmânia între Buzura și DRP, e toate astea se trăiau ca și adulterul, ca și bețiile. Păi mai avem noi astăzi bețivi, mai avem noi astăzi niște adulteri, exact, totul este într-o non-erecție, într-o castrare incredibilă. Dar înainte, când am luat premiul de la Uniune în 83 și m-au fixat la masă lângă un domn care a terminat într-un ceas două sticle de Viborova lângă mine, ăla era Mazilescu. Ăla era un zeu, domnule. Ăștia beau ca zei, bucă, pâcă, toată lumea. Când era Horia Lovinescu cu pahare de-astea în care era vodka și cu un pahare de vodka în care era apă. Astea erau o viață de o haiducie literară extraordinară și totul era altfel. Atunci, dar, repet, să nu credeți că am exact nostalgia acelui capac dictatorial de atunci. Am exact nostalgia pur și simplu a bucuriei de a fi, care nouă ne-a dispărut. Și de-aia am pus acest semn de întrebare. Și așa mai departe, este un semn de auto, cum să spun, de autoexorcizare. Îndrăznesc să sper că nu va fi și așa mai departe, că se va revigora ceva din acea atmosferă de... Știți că aveam cu toții la sfârșitul anului 89, era chiar o parolă. O primeam săptămânal din 5 sau 6 locuri. Venea o carte de la Buzura, venea de la Blandiana, venea de la Paler, Paleologul. Toate se încheiau cu solidaritate intelectuală. Și era un fel de masonerie, un fel de lojă a disperaților. E, dispărând disperarea, a rămas lehamitea, a rămas ictirul. Și lumea astăzi ia cartea exact cum am luat hârtia igienică, tamponul igienic, deci este un soi de adjuvant, de auxiliar. Tot efortul meu, toată infuzia aceasta de patetism, cum bine a spus aici domnul Liceanu, este pentru iubirea lecturii și a cărții ca atare. Absolut orice am să fac, prietenii mei mi-au spus că mă prostituez de 10 ani la ProTV, în loc să stau la Biblioteca Academiei până cum am stat până în 90, citind presa din secolul 19, am acceptat să mă îmbrac în acest samsar de carte. Da, și o fac cu o plăcere fără margini și vă spun că există o reciprocă vampirizare.
între lectură și mine, între public și mine, ne hrănim fiecare din aorta, din sângele celuilalt.